Hai să salutare grea și bine ați venit la un nou episod. Uite, am găsit o diferență dintre XP-ul pe care ți poți să dea câțiva mob la care poți să fii tu. Eu am început cu XP-ul, m-am dus să atac mob la level 49. Hai să vă arăt. Bun, ne-am dus la cei de 49, noi fiind level 50, normal ar trebui să ne dea destul de bine experiența. Zic și eu, nu? Bun. Hai să moară. Uitați aici, 292. Ok. Ne mergem înapoi la 47. Să zicem, bă, poate am greșit noi ceva. Ești nebun? Mergem, urmărim pe ăsta. Stai să vedem care mob luăm noi, da. Da. Bun, uitați pe aici. 407 experiență, adică a început să ne dea mai mult. Hai să mergem la unul de 46. Să vedem cam cât luăm aici. Normal, de aici am început. De la cei de 46. 393. Hai să mergem la cei de 45. 378. De cel mai bine, mergem la cei de 46. Care ne dă. Nu, la cei de 47, scuze-mă. 47-48. Mergem acolo, lăsăm caracterele să bată. Deci e un pic diferență. Voi trebuie să vă uitați că pe degeaba lăsați calculatorul toată ziua, un exemplu. Dacă. Clar că abia de face 200 experiență, mă înțelegi? Așa mai bine faci în Magic Square sau Secret Peak mai mult, ca idee. Ia, 393. Păi mergem, lăsăm la de 47 și asta e. Bă, sper că v-a ajutat videoclipul. Eu acum am observat treaba asta. Nu știu dacă s-a schimbat, că mi-a ieșit la level de 49. L-am lăsat odată și mi-a dat chiar 500 experiență pe un mob. Și, na, ce să zic. O să începem să lăsăm la ăștia de care ne dă 400. În caz că o să mai fie, o să vă mai fac videoclipuri, așa că eu v-am lăsat, nu uitați de butonul de like și subscribe și ne întâlnim data viitoare. Pa, pa!